Suntem într-un atelier de nebrazi și să începem cu începutul. Ce e un nebrad? Nebradul este acel pom de Crăciun care nu are în mijlocul său un brăduleț mort, tăiat din pădure. E practic, adună aceleași valențe, dacă vreți, decorative, mai mult decât atât oferă familiei sau colectivului de prieteni sau colectivului de la zeci posibilitatea de a-și petrece timp împreună decorând și bricolând un astfel de obiect decorativ, stă în colțul casei, e foarte frumos, adună atașamentul familiei și în plus față de toate lucrurile astea, când se termină sărbătorile în ianuarie, nu generează un brad mort aruncat undeva într-o ghenă de gunoi. Cum a început proiectul? Anul Ai aruncat un trecut, brad sau ai găsit un brad aruncat? în 2016, când se apropiau sărbătorile de iarnă, am pornit activitatea construind decorațiuni de Crăciun împreună cu copiii de la una din grădinițe și încetul cu încetul, având în vedere că avem componenta reciclatului de paleți, noi avem și mobilierul din paleți reciclați, am folosit ca suport pentru decorațiunile de iarnă un nebrad făcut din paleți, deși atât de bine prelucrat, să știți că toate scândurile trebuiau să meargă pe foc, noi le-am luat din spatele unui magazin unde erau destinate focului. După ce l-am făcut pe ăsta, ne-a venit această idee de a încerca să răspândim ideea nebrazilor ca înlocuitori ai bradului. Anul trecut ideea ne-a venit destul de târziu calendaristic, deci ne-a picat fisa, ca să folosesc cuvântul ăsta, undeva în decembrie. Am făcut un schimb pe net în care am invitat lumea să ne trimită fotografii, pe de-o parte cu nebrazii făcuți de ei și pe de altă parte cu brazii aruncați în gunoaie. Combinându-le a ieșit această emulație de care ne bucurăm anul ăsta, în care lumea e invitată să vină să facă nebraz alături de noi sau să facă nebraz Cum acasă. s-au derulat lucrurile până acum? Au venit oameni? Cine a făcut? I-a făcut pe aceiași nebrazi, primii dintre ei. Noi ne-am pornit, să spunem așa, undeva pe la jumătatea lui noiembrie, dacă nu greșesc. Am reușit să eliberăm locul de aici, să-l transformăm în atelier. Pe de altă parte, spuneam, am Atelierul primit e la și H33. e la H33, sigur, pe Horea 33, în spațiul Prodvinolho. Și sunt invitați toți oamenii care nu au loc să-și facă nebrada acasă să vină alături de noi. Le punem la dispoziție materialele pe care le vedeți pe aici, lipici, coafeci, culori, cartoane. Au fost doritori până acum. Da, am avut vizite așa structurale sau instituționale, dacă vrei. Ne-am bucurat de prezența cercetașilor României care au fost minunați și au făcut nebradul pe care îl vedeți aici. Au lucrat cu foarte mare avânt. Au mai fost oameni propriu-zis. Mâine așteptăm vizita unei asociații a copiilor care au nefericirea de a avea sindrom Down, dar sperăm să ne distrăm foarte bine împreună. Lumea oricând este binevenită. În același timp, invitația e pornită către toată lumea. Reamintim cine dorește să facă un nebrad și să-l expună. Poate să-l aducă săptămâna viitoare între 11 și 14, va fi târg de nebrazi la H33. Nebrazii pot fi văzuți, pot fi admirați. Fiecare instituție care face un nebrad își poate promova în același timp instituția și noi încercăm să strângem bani, ori prin achiziționarea acestor nebrazi, ori prin donații, bani care vor merge în fondul de împădurire a celor de la Tășuleasa Social pentru a închide, dacă veți, dacă veți reverență pe care o facem nevoii de vegetație țării. Cum a apărut colaborarea cu ei? Ați mai avut proiecte comune? Noi de la bun Au aflat început, ei de nebraz sau de le-ați la bun expus voi? început, aveam dorința ca dacă reușim să comercializăm sau să răspândim ideea nebrazilor, să găsim o formă umanitară de direcționare a fondurilor și încercăm să găsim care ar fi cea mai potrivită formă de folosire a acestor fonduri. Tășuleasa Socială a apărut oarecum natural în discuție, pentru că, după părerea noastră, efortul pe care ei îl fac de a promova replantarea e unul foarte bun. I-am invitat și au răspuns cu mare promptitudine și cu foarte mare drag acestei întâlniri. De altfel, vă reamintesc în data de 13
decembrie, la HFSD, va fi tășuleasa Social Days, Day, în care ei ne vor prezenta filmulețe cu toate activitățile lor din anii trecuți. E o colaborare de care suntem onorați. Aveți un target de contribuție? Ce înseamnă un nebrad în termen de brazi adevărați, plantați, replantați, copăci? Oricât ne place nouă să facem activități, partea de oameni de afaceri nu e suficient de dezvoltată niciodată. Nu am gândit o rețetă, de altfel suntem puțin prea la început ca să fixăm niște targete, nici nu știm neapărat care este apetența oamenilor de a rula fondul. Probabil că vom găsi o formulă în care cei care doresc practic să contribuie la plantarea brazilor va reuși să o facă fără să fie sufocat de costuri. Vă așteptați să fie doritor pentru nebrazi? Lumea chiar o să înlocuiască brazi adevărați cu ce avem aici? În primul rând, trebuie să spunem că nu suntem nici primii oameni care s-au gândit la așa ceva, sperăm că nici ultimii, dar credem că orice inițiativă venită în plus să discute, pe de o parte, bricolatul în familie și pe de altă parte, salvarea sub o formă sau alta a pomilor sau știu, a vegetației naturale, ar putea să capete în timp mai multă dezvoltare. Poate că nu vom fi numai noi cei care facem nebraz. De altfel, trebuie să spunem că Fundația pentru Comunitate face acest lucru de câțiva ani, au un pic altă idee, dar tot în jurul nebrazilor, nu le zic nebraz, dar se apropie. Cred că dacă e să visăm, la un moment dat, lumea va ajunge să nu mai folosească brazii naturali. Oricât ar fi acestea de frumos și de bine mirositor în casă, credem că totuși locul lor e acolo unde locuiește ursul în pădure și nu în casă oamenilor. Tradiționaliștii ne-au făcut reproșuri că ce frumos e bradul. Sigur că e frumos, dar la un dat trebuie să strângem din dinți și să ne gândim că poate că e mai bine să rămână acolo unde stăie pe picioarele. În ideea asta, cam care credeți că o să fie efectele? Proiectul ar putea continua sau s-ar putea extinde? Sau se reia și la anul? Vor fi și alte organizații? Vor fi și alții implicați? După răspunsul pe care l-am înregistrat în acest o lună sau o lună jumătate de când ne agităm și până la urmă, după răspunsul pe care am primit și anul trecut, ne încurajează să credem că ar putea să devină unul din jocurile, sau haide să spunem așa, ar putea să devină una din formele de mini-tradiții urbane, nu neapărat ale Clujului, să fie tradiția asta, se apropie sărbătorile, ia să mă gândesc din ce aș putea să-mi fac eu un nebrad cochet, simpatic și care să îmi arate creativitatea și originalitatea. Probabil că vom avea un răspuns destul de bun. E o speranță de-a mea. O să vedem. Pentru cei care încă nu și-au cumpărat bradul, o invitație pentru târgul de nebraz de luni încolo. Invităm pe toată lumea să fie prezentă la noi pe H33, săptămâna 11-14 revin. În 11 o să avem și un spectacol de magie cu cei de la Magic Puppet dedicat sărbătorilor. Deci copiii sunt primii invitați să vină, sigur, alături de familie. În data de 12 încercăm să facem mâncare tradițională pe aici, să topim jumele, să învățăm cum se fac caldavoși și ceva de genul ăsta. În data de 13, vă reamintesc, e ziua tășuleasa social, când pot să vadă ce activitate a mai avut acest grup de inițiativă. Iar în 14 este închiderea, dacă vreți, activității anului acestuia și închiderea târgului, în care toată lumea este venită să guste murăturile pe care le-am pus în cadrul toamnei, tot împreună cu comunitatea. Vă spuneam alături de jumere, o mică pomană a porcului, să ne amintim cum a fost acest an la HFSD și până la urmă poate că unii vor găsi un nebrad care să înlocuiască nebrăduțul sau dacă nu măcar vor găsi cu cale să doneze bani pentru împădurire. Și de aici cadouri sub nebrazi. Cadouri sub nebrazi, sperăm că nu ne cadouri. Deci cadouri sub nebrad.